Foc e suficient pentru genul ăsta reprodus. Dacă am un hamburger sau un alt produs care vreau să-l fotografiez din unghi, atunci îmi va trebui o profunzime mai mare, lumini mai puternice, să mă pot duce cu diafragma la F16. Sony trag, deci asta nu e glumă, nu e doar pentru workshop-ul ăsta, eu Sony folosesc de vreo 5 ani de zile deja. Acesta este un LED de 150W, deci puțin mai slab ca putere, pe care l-am dat la 50%, la 50% ca putere, deci practic el acum lucrează la 75W. Îl folosesc doar ca o lumină de umplere, pentru că acest softbox, dacă ar fi singur, mi-ar da o umbră foarte puternică aici, care poate sau poate să nu-ți placă. Mie, în general, nu îmi place. Eu prefer să iasă în evidență produsul, nu umbre foarte puternice, nu vreau să le atrag atenția cu detalii care mie mi se par inestetice. Aleg griul 80% de aici, sau cel de aici, numărul 3 de aici, îi pun pickerul pe el și automat softul de editare își va seta balansul de alb corect pentru luminile pe care le avem aici.